Nu căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vedem chiloți, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home, this way we won't be alone. Welcome us in our home, că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelați, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Desdemona, sunt doar Marius și Ilona. A, da, ce te-ai aranjat așa? M-am costumat. Ești costumată? Da, m-am costumat într-o doamnă mai în vârstă. A, scuze. A, păi dacă știam, dar nu mi-ai spus că dacă știam, mă costumam și eu într-un domn mai tinerel, ca să facem o partidă bună. Mi-am pus un stil să bătrânesc. Aha. Dar să știi că arăți așa ca o regină, dar neregină, nu știu cum. Adică ai și aerul de regină, dar ai și aerul de Giurgiu. Nu știu cum se cheamă. Regină peste Giurgiu, cum ar veni. Da. Zicea cineva că așteaptă să mă vadă, că au crezut că sunt bronzată de la bicicletă, dar eu acum cu costumația asta nu m-am urcat pe bicicletă, că nu mergea. Păi n-aveai cum, nici n-aveai cum să conduci. Dar nu ți se pare că arăt așa mai în vârstă cu setul ăsta de bijuterii? Bă, da. Nu numai că arăt mai în vârstă, dar arăți așa, arăți a o doamnă. Stai mă puțin. Că... la mine din bloc. Eu acum lucrez în alt concept și vreau să stai să-mi desfac și o bere de astea de la Kaufland, am uitat să spun. Păi, dar se potrivește cu ținuta, mă. Hai, mă. Băi, eu nu mai, la mine nu mai se poate. Eu mă simt, în primul rând, mă simt că toată lumea te întreabă ce ai făcut cu viața ta, dacă ai patinat, ai patinat asta, dacă ai mers cu bicicleta. Mă simt exact ca surorile Kardashians, cumva. Adică suntem foarte sub lupa publicului, este ceva îngrozitor. Da, simt că am camere prin casă care mă spionează când fac duș, cu ce fac duș, ce mărime am mai crescut, ce mărime am mai scăzut. Și astăzi, din păcate, având camera asta pe mine tot timpul, că eu numai cu, am imaginat că am o cameră după mine, exact ca surorile Kardashians, am observat cu stupoare, Ilona, că am ajuns la 68. De ani? Nu, de kilograme. Ceea ce n-a mai fost Ilona de când eram eu mic. Băi de mine. Eu trebuie să schimb musai ceva în viața mea. Cred că în teatru. Nu știu, mai văd, mă mai orientez. Oricum am trecut pe astea, azi am mâncat numai de astea bio. Așa. Ți-am trimis veghi azi? Nu mi-ai trimis, n-am primit nimic. Ți-am trimis de acasă. Nu erai acasă, crede-mă. Așa, trebuie să anunțăm, stimatul public, că... cum se cheamă, după emisiunea asta, exact după emisiunea asta, intrăm în direct la Digi24, pentru că noi suntem, cum să spun, suntem pe mai multe posturi, nu ne mai oprește nimic de acum. Noi odată ce ne-am pornit, noi am avut, ați văzut, în emisiunea asta cei invitați, adică nici televiziunile mari, Ilona, televiziunile mari, care au prime time, care au bani, care au bugete, care au care primesc colete, care au fete, deci nu au așa invitați cum am avut noi. Dar să știi că arăt impecabil. Mă uit la tine și nu știu cum să vorbesc. Pot să spun dumneavoastră toată seara? Da, în seara asta da. Chiar te rog. Nu, că mă spun ca un puști așa de vreo, ce să zic, un 51 de ani, cam un puști de vreo 51 de ani, parcă vine tot timpul să... Eu m-am costumat să fiu de seamă cu tine, pentru că mi-am dat seama că sunt singurul element tineresc din emisiunea asta și era ceva care nu se...
Știi, nu se... Am, nu se pupă. Nu era nu așa eterogen cum ar veni. Nu era eterogenă emisiunea. Am înțeles, am înțeles. Ei, acum cu ajutorul costumației tale a devenit eterogene. Da, îți place, da? Da, uite, lumea spune că ești foarte frumoasă. Zice că Ilona îi apare foarte, foarte emoționată. Da, trebuie să ții și tu, Marius, bicicletă. Eu am bicicletă, dar eu nu mă sui pe ea pentru că eu am niște organe foarte sensibile și nu pot să mă sui pe bicicletă tot timpul. Adevărul e că, să știi că eu astăzi am fost până la magazin cu bicicleta și am simțit ceva rău de tot. Ai văzut? Stai să vezi că urmează febra musculară, urmează... Da. Ce am vrut eu să spun? Da, apare doamna profesoară, așa, doamna profesoară Warren. Măi, Ilona, noi azi avem un invitat în emisiunea asta. Da. Care mă bucur că n-aude, că, mă rog, e ca o mică bârfă cumva. Măi, Ilona, care la un moment dat eu cred, dar nu știu sigur, da, eu cred că ție ți-a dat bloc. Mi-a dat sigur. Nu cred, nu, eu nu cred. Cred că cred, nu știu sigur. Bine, o să vorbim, adică eu nu o să-l întreb asta, dar tu dacă te prinzi că e el, îmi faci cu ochiul așa ușor când intră, știi? Să vedem dacă e regizorul ăla. Că el e foarte, vezi și cum ne purtăm, că el e foarte, adică la un moment dat îți dă bloc la emisiune. Adică dacă nu-i place, ți-a dat bloc la emisiune, ți-a scos-o de pe piață. El a scos multe, el a scos Festivalul Național, el l-a scos de pe piață. O să Festivalul Enescu să ține datorită lui, că a dat el ok-ul. Că l-au întrebat, domnul Afrin, putem să avem ok-ul să facem festivalul Enescu? Da, a zis el. Așa. Știi, el stă, el din câte știu acum stă retras în munți. Da. Pentru că el e un fel de guru, dar mă rog, nu știu, o să ne spună mai multe. Că stă, eu știu din ce stă el, că-l cunosc cât de cât, în post și rugăciune. Stă mult acolo el la, știi? El dintr-o zonă ferică. Bun, ești pregătită? Da, eu sunt, sunt. Cât crezi că ai să vorbești? Câte schimburi de replici crezi tu că ai să ai cu domnul regizor Radu Afrim? Eu mizez pe 4. 4, zici tu? 4. 4. Bun. Dacă schimb mai mult de 4, am câștigat pareul. Da, hai. Bun. Uite, uite de frumos intră domnul Afrim, care zice domnul regizor Afrim, Radu Afrim, este un regizor creator. E, domnule, mai frumos decât atâta. Unde să spui? Bun. Și acum va intra în scenă. Practic, noi am fost mult timp și eu și el, dar mai ales el, Speranța Teatrului Românesc. Eu așa urmăresc în continuare. Merg pe asta, pe Speranța Teatrului Românesc. Bun. Baftă, Ilona. Te ții tare, poate prinzi un rol. Tu în seara asta ai ca un fel de casting. Tu să vezi, tu nu spui tot ce-ți vine la gură. Vezi cum faci, da? Da, da. Hai. Pa. Baftă, Ilona. Ei! Hey! Bună seara! Salut. Ilona, de când nu te-am văzut? Doamne, fantastic, bravo. M-au auzit? Eu cred că n-am mai văzut de când i-a dat bloc. Bă, știi ce s-a întâmplat? Și eu am fost șocat. Dar doamne, iartă-mă. Acum 2 ani s-a întâmplat ceva, foarte multă lume mi-a dispărut din listă. Pe bune, foarte multe oameni blocați, eu n-am dat bloc. Pe bune, trebuie să mă interesez ce s-a întâmplat, no, asta e tot. Și după aia... Cum? Mai face Facebook câteodată chestia asta, îți mai scoate oameni pe care... După aia cineva m-a ajutat să intru în lista aia și am văzut că era plin de oameni blocați. Zic ăsta, n-am blocat eu. Bun, deci acum 2 ani l-am... Radu, făcând o paralelă cu prezentul și cu societatea, a fi fost un singur virus care i-a infectat pe toți. Și toți aia care luaseră contact cu virusul ăla primar, cu matca cum ar veni, probabil că a fost înlăturați automat din listă. Măi, Manole, așa să fie, ce să zic. Da. Domnul Radu. Da, domnul Manole. Vă uitați un pic la doamna Ilona, cât de aranjată este, cât de cochetă. Ilona e splendid, întotdeauna a fost splendid, a fost o splendoare Ilona. Eu o știu de la Hop, din prima dată când a fost și zic, cine-i fata asta? Fiecare replică pe care o zicea avea un super halam, era foarte, foarte haioasă. Sigur, după aia n-am mai reușit să o văd în foarte multe lucruri, știu că joacă mult. Nici n-a mai fost haioasă, poate, de-aia nu a mai reușit. Dar a mai fost, cum? Dar uite, nu am vreme să merg să o văd. Da. Ea joacă acum, are un spectacol cu domnul Bendeac, are Dacă vrei să vezi la comedie. Nu sunt la București. Nu ești la București. Păi nu, ce joacă acum? Noi mai jucăm împreună la Lia Bugnar. Deci ai unde să ne vezi, slavă Domnului. Adică e un spectacol foarte bun la muzica Liei, da. Fata din Curcubeu? Da. Păi dar n-ai fost, nu-i dat și un premiu undeva, nu mai știu. Nu a fost.
Nu. Eu cu Ilona am lucrat doar la Maria Tănase, unde a avut piesa aia splendidă. Am căutat-o astăzi, dar n-am găsit-o în încheiere. Că s-a scos de pe piață, s-a scos de pe piață. Nu, este pe YouTube. Dacă vrei o găsim, vrei să o găsim? Căutați-o, că e faină, e foarte bună. Domnul din regia tehnică. Să căutăm. Chiar da. În final, apocaliptic, acolo, când repetai o frază, ce vers era foarte fain, așa în crescent. Și noi doi să ne iubim. Și noi doi să ne iubim, era fantastic, fantastic. Da. Deci voi, practic, la începutul carierei v-ați pupat, după aceea v-ați mai pupat, cumva. Exact. Bă, ce s-a întâmplat, îți spun sincer. Știi cum zice și Shakespeare, Radu, că profit că te-am aici și vreau să etalez și cunosc. Radu zice Shakespeare foarte frumos într-o carte de-a sa, sunt fir și fir. E da. Bine și foarte greu de ținut minte citatul ăsta, e greu, chiar e greu, un citat greu. Băi, Radu, tu mă știi că eu, la mine cultura e la ordinea zilei. Radu, vezi că aici este animat într-o emisiune, cum să spun, e o emisiune foarte bine cotată, emisiunea asta. Așa. Am așteptat ca eu cu Ilona să avem o ascensiune așa de mare în lumea prezentatorilor TV. TV? Mă rog, noi spunem TV că ne mai alintăm așa, na, da. Da, Manole, pentru că aveți carismă, uite, hai să ne facem complimente, aveți carismă, sunteți pentru asta, vă adaptați foarte repede vremurilor, foarte puțină lume reușește acest lucru. Pe bune, lumea e speriată că nu se adaptează, foarte mulți sunt speriați în zona asta de a distracției, a teatrului, că nu se vor adapta vremurilor noi, tehnologiilor și așa mai departe și ne adaptăm. Care păi putem. Tu, de exemplu, care ești regizor, cum poți să te adaptezi? Că tu unde să montezi în online? Sau cum ai putea să mai montat? Nu-i vorba numai de montat, deja se fac câte două variante la spectacole. Te invită directorii de teatru și îți propun să faci două variante. Una pentru online și una pentru când se vor deschide teatrele. Deja a început toată lumea să lucreze așa, știi? Și este diferență între una și cealaltă. Nu o să fie teatru filmat pe scenă, că asta am văzut că funcționează și nu funcționează, dar nu doar atât. Uite, în perioada asta am învățat să montez, să tai filme, am filmat gâze, flori și alți elefanți și am văzut să montez, am profitat ca să fac chestia asta, pentru că eu până acum n-aveam timp de lucruri de genul ăsta, știi? Trebuie să fie interesant să faci cu gâze, cu asta, adică cred că eu, na. Ce ai tu? Cu gâze, cu ce ai făcut cu vergușor? Da, e seama, altceva nu găsești aici. Deci e foarte important. Gâzele și Emilian Oprea este aici venit cu familia și pe el l-a mai filmat. Dar cât să-l filmezi pe Emilian Oprea? Îți dai seama, n-ai cât. E, dacă ai, măi, Radu, că s-a făcut un film întreg cu el. Okay. Este un film întreg care se cheamă De ce eu? Și eu vreau să-l întreb cu el, să întreb de ce nu eu în filmul ăla pe care l-a făcut el. Băi, foarte bine arătați amândoi și aveți așa niște prim planuri. Cum ați reușit? Eu nu pot. Când ai intrat în emisiune, sunt fascinată de cât de bine arăți tu. Mi se pare că ești foarte frumos. Da. M-am pierdut așa. Da. Adevărul e că, na. Manole știe că în preajma premierilor nu prea arătăm niciunul bine. Ei măcar se văd pe scenă, eu nu mă văd. Eu n-arăt bine nici după aia, mult. Da. Păi, Radu, la tine e greu să, na, e și greu să arătăm bine la tine, că ne și, adică faci cumva ca să ne umpli sufletul de bucurie și bucuria se vede pe față, în bubele care ne apar, în exemele, în, adică așa lasă e. Lasă-te mult mai cald acum, nu o să vă atingeți, nu o să vă apropiați, nu o să vă aruncați pe jos, nu o să vă mișcați, o să stați la distanță, aseptici, o să fiți frumoși, așa va fi de acum. Eu încă sper că nu, totuși. Bă, nu știu, mie mi se la noi se potrivește. Și la pădurea spânzurului, dacă este pun o măscuță, eu oricum eram singur de nebun pe câmp acolo. Nu prea mă apropiam de nimeni. La tine e adevărat că se cam potrivește acolo. Pentru că și într-un fel mă și bucur, Radu, că ăsta, Apostol Bolonia, ăsta, cum îl cheamă? Radu Pioran ăsta, cum îi zicești? Ce cu el? Cum îl cheamă, măi? Pe actor? Sau pe... Da. A, Apostol Bolonia. Ce? Nu, cheamă pe actorul care joacă. Potocean. A, Potocean, da, sigur. Atâta să mai pupa cu fetele alea care cum o prindea pe Raluca Aprodu, care cum o prindea pe Ada Galeș, care... Ia mai să stea și el cu mască pe față. Sincer, mie mi-a făcut o bucurie, Radu, pandemia asta. Că uite, Manole s-a pupat cu Lia, la altele. Nu m-am pupat, nu s-a dat, n-ați văzut că atunci când mă apropiam puțin guriță de guriță, a plecat camera în sus spre cer? Păi da. Unde, Manole?
Am avut o piesă. Uite, domnule Aflin, vă mulțumim pentru vizită, pentru piesele de teatru ce ne scot din zona de confort și ne determină să gândim. Pădurea Spânzuraților este actul artistic perfect. Felicitări, aplauze. Ne spune amen. Mulțumim. Mersi, Manole, că-mi citești, că eu nu văd nimic pe ochi. Păi eu de-aia am citit, că m-am prins. Foarte bine. Radu, tu ai făcut greșeala, probabil că în tinerețe, să citești mult. De asta acum ai problema asta cu vederea. Eu cu Ilona vedem perfect. Măi, a fost obligatoriu. Uite, puțină lume știe, cred că nici Ilona nu știe, că e vorba aia, face parte din breaslă. Adică ea fiind Todoașca din breaslă, adică ea nu știe. Puțină lume știe că tu ai fost profesor de... Ei, știe multă lume, că am tot povestit prin interviuri, de română și de franceză. Știai? Nu, nu știam. Dacă eu zic. Am fost cincea profesor. Da. Acolo la Beclean sau? Ei, la Cluj. La Cluj, în cinci școli diferite. Și eram afară, eram ca și copii, eram în mintea copilor. Dar na, asta e, s-au schimbat vremurile. A fost foarte fain. E o experiență foarte faină asta de profesor. Chiar o experiență mișto, din care am învățat să lucrez cu voi. Nu mă păcăliți, nu mă... Nu sunteți atât de versați ca și copilașii aia. Ducu, dar nici tu nu ești la toate spectacolele. Manole, dacă ai ști că am antene și destul de bine că am informator și în public... Și păi, dar unul din informatori sunt eu, cum dracu să nu știu? E adevărat că și tu ești unul, dar eu pun cap la cap informațiile, înțelegi? Și văd ce se potrivește și ce trebuie păstrat. Na, asta e. O, păi, abia mai aflu lucruri nasoale despre spectacole, numai să fie, înțelegi? Adică... Măi, Radu, dar tu acum ai avut cel puțin ultimele 3 săptămâni, a fost o inflație de Radu Afrin pe toate online-urile astea. Una, două, cum dădeai, era spectacol de Radu Afrin. Ai adevărat, dar să știi că e bine pentru că, că chiar nu le-ai văzut, era erau spectacole pe care nu le-au văzut oamenii. Eu n-am văzut Pasărea Retro a fost și nu-l văzusem. L-am văzut online. Am văzut și eu Pasărea Retro. Asta din țară, credeți voi că dacă au fost o dată la FNT la București, au fost văzute. Nu au fost văzute de oameni și mai ales oamenii din orașele care nu au teatru. Cum e orașul ăsta, cum sunt altele și altele și oamenii chiar s-au uitat și la ăla cu songurile s-au uitat, că l-au lăsat ăștia de la Uniter 3 zile sau cât. L-au văzut așa, în detaliu, noaptea, știi? Da, chiar asta ar fi o chestie. M-am gândit zile trecute, oare de ce nu dau și haideu? Eu nu știu dacă e filmat asta de cu Maria Tănase. Trebuie să... Uite, avem imagini acum, Radu. Din regia tehnică ni se spune că avem imagini din acel spectacol care s-a ținut acum 4 ani. Nu, mai mult! Hai să toso, haragi. Hai să toso, haragi. Nu, era, bă, dar ce frumos făceai. Ce frumos făcea cu mâinile. Cum? Ce frumos făcea cu mâinile. Tu ai zis asta așa de regie? Nu, nu a fost la când s-a filmat videoclipul ăla. Cine a făcut Bulboacă, nu? Sau cine a făcut panelul? A vrut să scoată Vlad Gogolcea un CD cu video, cu toate melodiile și până la urmă nu s-a materializat chestia asta. Noi speram ca un teatru să cumpere spectacolul, că a avut un mare succes, recunoaște prin țară, peste tot pe unde am fost și suna foarte, foarte bine. Foarte. Chiar acum mă întreabă lumea pe stradă. Ce? Când se mai joacă spectacolul ăsta Maria Tărata lui Radu Afrin, că mă perpelesc cu oamenii din Paisa mie în care... Tu n-ai fost în el. Știu, dar ei știu că mă știu cu tine și sunt foarte curioasă. Da, a avut mare succes aici la București. Păi și în țară a fost, dar chiar uite să vorbesc la, nu știu cine are filmul și cine l-ar putea da, pentru că neapărțină de niciun teatru, poate îl ia Doina Lupu la Uniter și îl dau acolo, știi? Ar fi fain. Da, fi foarte tare.
Da, e bun și muzica e foarte bună. Nu a avut succes la lumea asta, adică la directorii de teatru tradițional. Nu l-au dorit în teatru, știi? Păi la directorii de teatru tradițional duc un afară de Tanchi Anche și Cadâr, care a prins foarte bine, de câte mi-am dat seama. Nu, dar mari vedete, erau actorii foarte buni, pentru că poate să fie un Tanchi Anche și Cadâr foarte prost făcut. Eu nu vorbesc, că urât de text, eu nu vorbesc de spectacol, că nici n-am văzut spectacolul. Pe mine nu spectacolul mă... Da, eu nici eu nu-l văzusem pe vremea. Atunci, totuși, na, Teatrul Național avea altă zonă puțin. Nu m-am dus să-l văd. Aș fi lucrat cu Marin Moraru și destul de bine că am vrut să-l luăm. Voi Marin Moraru în Avalanșa l-am sunat și deja nu mai vrea să joace teatru, făcea doar telenovele, știi? Da, mie îmi plăceau actorii ăștia mari, dar sigur nu în orice spectacole mici, adică na. Dar... despre film, tu nu te duci încă în zona filmului să faci film. Că da, de două luni tot filmez în jurul casei. Păi nu, să pregătești un scenariu. Deci eu cu Ilona vreau să-ți propunem să scrii un scenariu pentru noi, în care noi să jucăm un cuplu care se iubește și face dragoste mult și la un moment dat se despart. Adică mi-ar plăcu mult intriga asta interesantă. Da, e foarte original, adică e ceva... Adică nu te aștepți la finalul ăsta, adică e greu, știi, să intuiești acest film. Radu, adică... poate la final te aștepți, dar nu te aștepți, te aștepți ca eu să fiu atât de dornic de dragoste, știi? Adică asta ar fi senzația. Îl vezi pe Marius Manole, domnule, știi? În zona asta m-aș duce. Am dat partituri foarte erotice și foarte de îndrăgostit întotdeauna. E că tu mai trăgeai muța de coadă, asta e altceva, dar... Măi, Radu, care partituri erotice? Hai că ți le iau pe rând. Ion Nebunu, ți se pare partitura erotică? Ăla era singurul care nu, e adevărat. Da? Dar apoi... Atâta să spune că e mai erotică este conștiința din pădurea spânzuraților. Avalanșa, da? În Avalanșa, adevărat, da. Ai partenera care ai vrut tu cel mai bine, care credeai că ți-e crește cel mai bine, da? Cu Rodica Ionescu am jucat. Rodica Ionescu a fost, deci se potriveau foarte bine. Și amândoi eram... Da. După aceea, sigur, a fost Raluca Aprodu când a rămas gravidă. Uite, cu Raluca Aprodu nu mă potriveam, pentru că când jucam cu ea, tot timpul din sală, lumea întreba, bă, de ce o ales pe ăsta urât cu fata asta frumoasă? După aia, între tură, nu poți să zici că nu e foarte erotic relația. Cu cine e erotic relația? Cu care parteneră de acolo în parte eu măcar v-un sărut? Cu soția ta, cu Adala Galeș. Așa, cu Ada Galeș, da, mă rog. M-ai uitat? E plin. Da, nu. Ai de tatăl. Nu te mai împarți după COVID, da, până acum le împărțai. Nu așa mai, ne-a dat domnul Dabija cuplu de Ștefăniță Vodă cu doamna Tana și l-am dat de care... Da, ne-a dat, dar acolo ne-a încurcat un pic că ei nu se iubea. Ori la noi era evident atracția dintre mine și Ilona. Când intram pe scenă, noi nu puteam să jucăm contra plouă. Mie venea imediat Radu, tu mă știi personal, să sar pe ea, să o devorez, să-i rup hainele, să știi cum sunt eu la lucru, adică tu mă cunoști. Da, îmi pare rău. În plajă era, nu era prea erotic, dar putea fi, înțelegi? Știi? În plajă, jură tu. Când jucam un pitic, era și era. Tu ai o percepție greșită a erotismului, Radu. E posibil. Adică, nu știu, nu dau seama în ce zonă te-ai dus, că nu vreau să intru, dar ești probabil într-o zonă mai ciudată. Deci vreau să facem filmul ăsta neapărat, eu îl finanțez. Noi aici avem finanțări de la spectatori, ne dau bani pentru filmări, dacă vrem, dacă trebuie doar să cerem. Și facem asta. Uite, ne întreabă cineva dacă ai care e cea mai frumoasă amintire din copilărie. A cui? A mea? Păi, doar că nu a mea. Mai plin, dar am făcut un spectacol întreg ăla cu Pasărea Retro, în care bag amintiri din copilărie a mea cumva. La bloc? La bloc. Era singurul bloc din oraș atunci și despre blocul ăla e vorba. E un bloc făcut după inundațiile din 70 și acolo despre asta e vorba. Bine, m-am mutat în casă după aia, dar stau la bloc toată viața. Și acolo erau foarte multe amintiri. Mai am avut o copilărie frumoasă sub Ceaușescu, dar na, copilăria e copilărie. Era fain, adică nu mă amintesc. Chiar nu am... Chiar nu...
Nici eu n-am din corp. Dacă să mă întreb în afară de odată că mă bătea tata și odată că mâncam de pe jos niște șnițele, nu prea am amintiri frumoase. Pe mine mama mă bătea, nu tata. E, pe mine mă bătea și mama și tata. Eu am fost norocos. Eu am avut mai mult noroc, na. Eu cred că de acolo, Radu, dacă să mă întreb, de acolo am luat romantismul. Da, știu locul tău de la Iași. Știu, că și eu am locuit. Când mă duc la Iași, tot acolo locuiesc. În locul meu, da. Care e primul teatru în care să plonjezi creativ după pandemie? Mai am avut o, deci eu am început, am întrerupt la Sfântul Gheorghe, la Secui de acolo, la trupa lui Bociardi, un text pe care îl scriam eu, aștept să văd dacă îl continuăm și când îl continuăm. Bociardi zicea că îl continuăm și se pare că în vară, în iulie, va trebui să mă duc la București, la un teatru un teatru de stat să lucrez. Mai la un teatru sau la un teatru? Nu, la un anumit teatru. Ah, la un anumit teatru. Pentru că încă nu e. Adică e un teatru fain, în care n-am lucrat niciodată în viața mea. Și este un proiect pe care directoarea îl începe acum, în iulie. Ce asculti ești, tu știi că nu mă prind deloc. Ce anume? Nu te prinzi? Deci nu, sunt ușor superstițios până nu se semnează contractul. Dar va fi București în iulie, dacă va fi. Și după aia în Târgu Mureș trebuie să mă duc toamnă, în septembrie, unde s-au decalat toate proiectele și destul de bine și tot ce trebuia să facem se păstrează rândul. După aia în Craiova, unde sunt angajat și no, dacă lumea continuă bine și sănătoasă, continuăm și noi. Da, se pare că va trebui să facem doi într-unul acum, două spectacole diferite, unul pentru online și unul pentru scenă. Mi se pare o idee foarte bună. O idee foarte bună și vor avea o mare importanță videoartiștii, oamenii care știu să filmeze bine, care să monteze, oamenii pe care până acum erau folosiți doar de unii regizori și făceau echipă bună. Noi am avut unii și destul de bine. Și chiar în național, la tine sunt oameni pe video foarte buni. Da, eu am aici un cunoscut, ți-l dau imediat, că cel mai bun. Ăsta cel mai bun e al meu, spun eu. Bănuiesc, dar vor trebui lucrurile, adică împreună cu trupa aia care a lucrat cu regizorul. Ține minte numele Horațiu, că o să ajungă mare, ține minte. Da, bine, pe el m-a ajutat așa cum să intru, că nu puteam să intru de pe telefon. Radu, eu o întrebare mai am cu Ilona, că noi mergem mult pe tema asta și noi așa am făcut și carierele. Radu, la tine se poate cu șpagă, adică dacă e să venim cu șpăci să intrăm în roluri? Și dacă da, e. Adică o spunem pe șleau ca să... Ce șpagă? Adică ce gen? Păi gen. La mine, la Irina, la Ilona, gen. Cum? Merge orice gen. Noi putem plăti, de exemplu, un produs de la Kaufland. Eu cred că atâta e de demodată chestia asta cu luat rolurile pe chestii diverse. Eu cred că e foarte demodată. Eu n-am cunoscut și n-am auzit să se întâmple chestia asta în România, cel puțin, în lumea asta noastră, satul ăsta teatral românesc. Nu știu la film cum este. Dar eu nu cred că adică eu n-am întâlnit audiții de alea ciudate în urma cărora se iau. Habar n-am. Nu știu, o fi? Eu întotdeauna am dat ca fraier, am dat castinguri cu oameni nenumărați, a trebuit să zic nu unor actrițe foarte bune, unor actori foarte buni care veneau la castinguri pentru că trebuia numai unul sau doi și veneau foarte mulți. Sunt groaznice castinguri, le spun sincer, pentru că eu chiar le iau foarte în serios și trupa aia care e lângă mine, întotdeauna știi că îmi duc oameni pentru casting, nu știu să aleg prea bine. Și mi se pare frustrant să zici, să alegi, tu nu. Bine, nu că tu nu ești bun, tu nu te potrivești pe rol, mă rog, mai ai o scuză. Dar tot nu-s faine castinguri. Nu-mi plac deloc. Și totuși le fac, în continuare dai șansa unor oameni. Dar la mine a fost chiar pe bune dincolo de glumă, întotdeauna. Niciodată n-am luat că este... Și nici directorii de teatru, niciodată, dar niciodată nu mi-au sugerat sau nu mi-au zis să iau pe cineva. Chiar dacă am lucrat numai la stat. Ăsta textul ăsta l-ai scris? L-ai scris textul ăsta sau îl citești? Ce text ăsta care e acum? Ăsta care l-ai scris acum? Am ziceau, adică din contră, uite, director de teatru, care de obicei își apără, știi, destul de bine angajații și vor să joace, îmi ziceau, băi, pe ăsta nu știu dacă mai pot să scos ceva din el, din trupa lui, vreau să zic, din asta nu știu dacă mai scos ceva de el. Pot să uite, era prima șpagă, a venit un milion. Oh?
Spânzuraților. S-a dat 1 milion pentru Pădurea Spânzuraților, zice: Pădurea Spânzuraților m-a marcat profund, abstract, răvășitor. Mulțumesc, un Marius Manole impecabil. L-am văzut pentru mai bun. Nu înțeleg de ce n-a jucat Marius Manole, Apostol Bologa. Da, așa scrie. Scrie sau a inventat tu? A inventat el. Așa scrie Manole. Dacă spui, uite, a dispărut acum mesajul. A dispărut mesajul, dar... Ah, ok. Că așa a întrebat cineva, adică... Și chiar și întrebarea mea poate să fie asta, Radu. Adică eu totuși sunt un... Ce mascul? Mascul e puțin spus. Eu sunt un bărbat care sunt în floarea vârstei, sunt acum matur și n-am înțeles de ce n-am putut să joc cu voi, Nicola, în prim plan. Adică de ce a trebuit tot să stau în căsuță? Nu uita că jucați în acea stagiune, nu știu ce, Ștefan cel Mare sau ce ai jucat. Ștefan cel Mare care era mic. A, care era mic, așa. Da. Și nu numai, dar am zis, măi Manole, totuși pentru tine trebuie să scriu eu o partitură care nu era la Rebreanu în roman, știi? Și lucruri de genul ăsta. Plus că vreau să-l fac așa mai lunecos, știi, mai mișcat, mai dinamic. Și tu erai ideal pentru chestia asta. Dar și vreau să-l încerc și pe băiatul ăsta, care era un actor de film, e un actor de film și care acum e angajat național. Vreau să văd cum e, pentru că îl vreau realist și așa mai colțos un pic, știi? Nu că tu mai fi realist, și tu ești realist. Eu realist mai puțin, dar colțos chiar pot să fiu dacă e. Dar Elona, unde ești angajată? Că eu nu știu. La comedie. La comedie ești. Da, chiar voiam să te întreb. Chiar voiam să te întreb asta, că nu te-am prins niciodată să te întreb chestia asta. Tu ai montat la comedie sau eu nu? Nu, dar cu directorul vostru în fiecare an tot întâlnim și discutăm și ne chemăm și ne curtăm reciproc și nu s-a materializat, nu știu de ce. Eram programat pe 2020. Nu, pe 20. Pe 2020. Da, 2020. Da, anul ăsta eram. Și nu știu ce să... Uite ce s-a întâmplat. Dar eram pe sfârșitul lui și după aia se... No, nu e niciodată târziu. Avem toți. Am avut ce lucra până acum. O să vedem. Adică pe Ilona, dacă o te uiți așa la ea, cam ce te inspiră? Ce rol ai putea să-i dai? Adică... Ai foarte, foarte ok. Pe orice. Uite, acum văd că s-a și schimbat foarte mult cât pot eu să văd. Adică e... E... Da. Ea e Ilona. Ea e. Da, e Ilona. Da, ia-i, da. Dar e foarte foarte glamour. Mai nou, uite acum o văd. Tu ești neschimbat, Manole, că mă uiți la tine. Dar ea e foarte glamour. Nu sunt neschimbat, uite, ți-a arătat acum. Era foarte comică. Era foarte... Manole, dar ți-am arătat model că a apărut așa un corset de la... Ți-am arătat pe... Îl am acasă, mi-am luat, mai eu, de netezire a burții. Am aici în casă. Din păcate, eu mi-am luat mărimea S. A, și? Și nu mă mai trage. A, ok, pe da, stai puțin, dar... Nu mai am ce să fac. Acum mă gândesc la Andrei ăla, vorbim acum de ale noastre dinăuntru, mă gândesc că la ultimul spectacol, de exemplu, când trebuia să intru la ultima scenă, tot așa, venim de undeva dintr-o vacanță, după pas sau ceva, și la ultima scenă n-am putut să mă mai îmbrac în pantalonii din spectacol și am rămas în pantalonii ceilalți, că nu mai încăpea pantalonii. Oh, Jesus. Și ce a zis scenografa? Te-a văzut, știa? Dumnezeu m-a protejat, eu am și protecția divină și nu m-a văzut nimeni. Dar n-aveam ce să fac, Radu, că nu mă mai încăpea de ce să fac. Dar joci mai mult gol în spectacolul ăsta sau? Nu mai știu. Chiar gol nu joc deloc. Nu prea mai. Nu. Ce, da, dar care sunt? Că sunt unii totuși goi în spectacolul mai mic. Nu știu, Radu, cum n-am fost eu. Probabil selecția asta a făcut după corp, după nu știu, după ce, că n-am prins. Adică nu am... Eu am probleme. După Cehov zicea cine se dezbracă și cine nu. Nu eu. Eu sunt tare curioasă cine se dezbracă acum după pandemia asta, că eu n-am niciun curaj, adică eu nu mai... Nu, din cauza virusului, zici. Nu? Nu, din cauza la burți. A, este mir, eu am întâlnit foarte multă lume care a slăbit. Au slăbit oamenii câte 15-20 de kilograme în pandemie. Asta e o, cred că e o legendă cum greșat în pandemie. Măi, răduc... Nu e nicio legendă. Eu n-am fost atât de plinuță în viața mea, deci eu nu mai pot cu bicicleta. Deci am fost 5 minute cu bicicleta și mi-a fost rău. Deci nu pot. La ce oră te-ai dus? După amiază, da. Și nu la... Păi da, dar la ce oră te-ai dus? Cu bicicleta?
Pe la 5, așa. La 5 e ok, credeam că te-ai dus tu la amiază. Nu. Pe care era diferența? Că nu înțeleg. De la amiază te bate soarele în cap și... Păi dar la noi la București e nouă întunecat aici, de nu știu... Da? Da. E bine, e bine. Astăzi, da, am înțeles că mâine... Radu, vreau să trag un semnal de alarmă pentru autorități. Așa. Și vreau să rog autoritățile din Beclean sau din Beclean pe Someș. Înțeleg că acolo se încearcă construirea unui teatru, unui lăcaș de cult. De cult? Cultură, mă rog, am spus prescurtat. Măi, Manole, se face un centru cultural, într-adevăr, în oraș, dar eu vreau să încerc să fac un teatru la Bistrița, că e un teatru totuși mai mare, știi, că nu există în zona asta artealului în teatru. Aici la Beclean se face, într-adevăr, ce arată bine un centru cultural care va avea o scenă, dar îți dai seama, știi destul de bine că doar anumite piese se pot juca într-un astfel de spațiu. Dar aș vrea la Bistrița, unde a început pe vremea lui Ceaușescu un teatru masiv, cred că și tu ai jucat acolo la un festival. Uite, Samuel Vlad zice, eu mă bag în piscină dezbrăcat pentru tine. Deci există cereri, Radu, există cereri. Există la teatru piscina aia pe scenă la voi, a fost într-un spectacol. Nu te amintești? Toți fiii mei parcă a fost. Trebuie doar un plus. N-am jucat acolo, jucat domnul director, n-am prins acolo. Eu o prind în distribuții care nu e. Na. Asta este. Dar te-ai gândit să faci, de exemplu, un spectacol cu domnul Caramitru, cu oameni mai experimentați și cu notorietate mare, cu domnul Mălăiele, domnul Caramicru, știu eu. Păi am avut, Manole, adică nu sunt numai doi în lumea asta, am avut, uite, la Odeon toate doamne. Eu numai doi sunt, îmi cer scuze. Păi ei sunt regizori în același timp și eu nu prea lucrez cu regizori, nici cu cei tineri care regizează și sunt și actori, care au regizat deja un spectacol sau doi. Știi, sunt tentați întotdeauna să vină cu idei și eu nu știu că nu accept idei. Dar adică nu accept idei de construcție, accept idei de persoană, asta e cu totul altceva. Și ei de sunt... Domnul Dan Puric, de exemplu, e domnul Dan Puric, înțeleg că e dornic să facă un spectacol cu tine, ceva cu trei păstori se întâlniră sau... Biblia de roluri sau... Cu domnul Dan Puric ne-am întâlnit în lift, în Teatrul Național. Da. Păi și eu tot acolo. Parter până la etajul 2, n-am schimbat nicio vorbă decât bună ziua, bună ziua. Na, asta e. Da. Nu știu dacă am fuzionat, nu știu, n-am cunoscut. Deci, repet, Manole, eu cât a fost altcineva director acolo, eu n-am intrat în Teatrul Național, dar nici tu nu erai, erai în alte orașe. Nu, păi n-aveam atunci cum să intrăm. Nu, păi am fost în București de prin 2000, nu știu cât, 3, 4, parcă, nu mai știu de când, și n-am fost niciodată la Teatrul Național, n-am intrat în acel teatru, era destul de... Nu erau, dar uite, de exemplu, hai să te miri și acum zic o treabă, știi cu cine aș lucra? Cronica Poporului Bitănescu. Pe bune. Păi de ce nu? Eu cred că e foarte bună. Eu cred că ascunde niște lucruri care păi nu... Păi ultima dată a ascuns spiritul de la cabină. S-a făcut? A ascuns spiritul de la cabină. Glumesc, Doamne, iartă-mă. Da, în primul rând e foarte deschisă. Eu știu cum a venit Tătărnan și după Trei Surori și ce mi-a scris și așa mai departe. Deci sunt oameni care au mers doar pe un gen, pe o comedie, le-a adus popularitate, oamenii vor asta de la ea, dar eu cred că e foarte bună și pe lucruri deep. Știi că am avut eu feeling-ul ăsta și cu alții și așa a fost. Pe bune, adică mie mi-a plăcut foarte mult în Odeon când am lucrat cu toate doamnele din Odeon, în Joi Mega Joi și altele, și mi-a plăcut și în țară când am lucrat cu actori mai în vârstă. Sigur, nu întotdeauna mi-a ieșit ce am vrut. Ei, dar nu ne-a ieșit nou nici cu actori tine întotdeauna. Da, eu stai puțin, dar aia nu este o garanție, tinerețea nu e o garanție, Manole, nu e deloc o garanție. Mie îmi spui, Radu, eu mă lupt acum, vreau să fac un proiect de lege ca tinerii să nu mai aibă multe șanse. Să se dea de la 40 în sus. Nu o să-ți fie greu să lucrez la un OG acum, lucrez cu regizorii ăștia, cu regizorii, cu directorii tineri, adică tineri, regizorii ăștia mai tinerei, de la comedie, de la național, lucrez pe un OG ca să nu mai mult tinerii până în 35 de ani să nu mai beneficieze de șanse. Mi-a schimbat personajul, atenție. Nu știu, vei fi foarte susținut, cred că de multe lume pe aici, prin zonă. Păi, majoritatea suntem de acum trecut și avem nevoie de șanse. Domnule Afrim, dar vreo întâmplare muzdantă cu vreun critic al Uniterului aveți?
critic de anul ăsta sau de totdeauna? Din toți ani, așa te întreabă oamenii, dacă poți să crezi. A, mă întreabă cineva? Uh-huh. Da. Domnule Afrin, mă vor întreba de apăsantă cu vreun critic al Uniterului. E greu să ne întâmplă amuzante cu critici, numai că te amuzi tu în tine, așa, dacă te amuzi de unul singur, dacă ți se pare că e amuzant, dacă bei bine și ți se pare că e amuzantă. Criticii sunt și care au fost. Eu am crescut cu o generație de critici care erau foarte tineri atunci când eu am început. Se zice că nu e bine să fii prieten cu critici. Eu n-am crezut în lucrul ăsta niciodată. Pentru că am crezut totuși în obiectivitate și am ascultat atunci când era cazul, de foarte puține ori, adevărat. Dar n-am întâmplări amuzante. Radu, dar mi-o întrebare, că la noi asta este o emisiune inspirațională. Nu e amuzant deloc, e mai degrabă, de multe ori a fost frustrant. A fost frustrant și atunci la Uniter cu pădurea spânzuraților, aia n-a fost amuzant deloc. Când s-a ținut la când ai luat premiul, nu? Păi dar nu că n-am luat premiu, că nu, eu n-am fost nominalizat pentru regie. Dar ideea e că și atunci n-au fost critici, pentru că poate lumea nu știe, dar în juriu Uniter sunt nu doar critici. Jurul al doilea e format din actori, scenografi, cum se cheamă, cântăreți, tot felul de... Na. Dar nu critici, în general. Ești și cântăreți? Păi este, mai nou lumea cântă, râde și dansează, e ok. Ce vrei să... Vreau să te întreb, Radu, că emisiunea... Ce zici? Emisiunea asta fiind o emisiune motivațională, oamenii de asta se uită la noi pentru a găsi resurse interioare, pentru a merge mai departe. Da, motivațională. Da. Vreau să-mi spui, Radu, cum tu aveai, când ai debutat în Teatrul Românesc, dragă domnule Radu Afrim, aveai o vârstă. Mă rog, fusesei profesor deja, trecusei prin niște... Da. Trecuse prin niște relații, poate mai puțin fericite, poate mai fericite. Sigur nu mă bag în viața omului personală. Dar întrebarea mea ar veni, domnul Radu, când vi s-a spus că ar trebui să dispăreți din Teatrul Românesc, cum ați făcut dumneavoastră să totuși să le stați în gât așa? Băi, am fost foarte slab, în primul rând, în momentul ăla, pentru că... În momentul că, când Radu a debutat, în Teatrul Românesc pusese un val de hate. Nu de ăsta de care a făcut Ilona cădere nervoasă, care a fost... Deci lui Radu i s-a spus că da, Ilona a făcut o cădere nervoasă timpul emisiunii, că a ajuns-o cineva și a început să-i cer. Mă rog, lui Radu i s-a spus că ar trebui să dispară, trebuie scos din Teatrul Românesc, așa a fost. Să fiu exmatriculat, așa s-a zis. S-a scris da. În România Liberă, pe vremea aia era un ziar care se chema România Liberă, nu știu dacă mai există. Și, da. Și da, dar mi-a fost greu, să știi, nu mi-a fost ușor. Și mă gândesc că tinerii de astăzi sunt și mai, probabil mai slab puțin decât eram. Atunci când eram foarte tânăr, că avusesem și altă experiență înainte și am făcut niște ocoluri până să dau la regie. Dar să știi că o noapte întreagă m-am plimbat pe străzile unui oraș și m-am tot gândit, mă, ce să fac, să mă torc la catedră. Îmi plăcea ce acolo. Pur și simplu, să știi că lucrurile astea au o putere asupra oamenilor, indiferent cât de puternici ar fi ei, și atunci feedback-urile pozitive sunt așa de bune și așa de puține, din ce în ce mai puține. Eu cred că acum concurența e mult mai mare, e mult mai greu. Eu venisem din Cluj la București, nu era loc de extraterestri de ăștia, nu era loc de alte estetici decât ceea ce numesc ei Stanislavski, greșit într-un fel. Dar era... Și nu știu, am avut curajul ăsta până la urmă să nu renunț, să nu... Uite, chiar și cu Trei Surori, la primul a fost un mare circ. Va fi dat online, eu mă tem de el, mă rog. A fost un mare circ atunci, nici atunci n-am renunțat. Pentru că atunci a fost printre puținele... dăți când ajutorul a venit din afară. Ne-au chemat foarte mulți în festivaluri în Finlanda, în Serbia, în Italia cu Trei Surori. Și atunci am zis, mă, s-ar putea undeva totuși să fie apreciat acest. Acum Teatrul Românesc nu mai e deschis cum era atunci, înspre Europa. Acum e foarte închis aici. Să sperăm că își va reveni. Dar cine l-a închis?
Păi sistemul e foarte greșit. Nu, valoarea lui există. Sigur, nu peste tot. Sunt lucruri foarte bune, actori buni, montări bune, mult mai bune decât multe dintre cele pe care le-am putut vedea în perioada asta de pandemie venite din afară, care sunt unele convenționale, unele de neînțeles și altele foarte, foarte bune. Dar faptul că noi suntem izolați aici nu e deloc ușor pentru noi. Sistemul, în primul rând, e greu, pentru că, Manole, știi destul de bine că de câte ori nu trebuiau spectacole de ale noastre, chiar și de la Național, să iasă în festivaluri importante și s-au oprit la ușa teatrului. Da, de foarte multe ori. Eu trebuia să fiu oricum internațional. La mine s-a întâmplat ceva. Trebuia să fim pe toate afișele din străinătate. Uite, te întreabă Iulian Mănicu, care este semnificația personajului fără cap din Pădurea Spânzuraților? Cred că vorbim de personajul lui Ișvan Teglaș. Că și personajul fără cap, dar nu din tina ta. E adevărat, era generalul... El juca general austro-ungar. Să știi că mi se descarcă bateria, mai am 20%. Dar cred că mai ține, încă mai ține. Deci, era un general austro-ungar, nu atât de condamnabil în istorie pe cum l-a făcut Rebreanu în roman, se pare că. Și era după el, cumva Imperiul prăbușit, un candelabru al Imperiului prăbușit și n-avea cap. În primul rând pentru că... Manole, de ce n-avea cap? Nu mai știu, nu mă amintesc ce... Bă, n-avea cap pentru că probabil ori ceva nu ți-a plăcut la capul lui și a nu că ești v-am jucat și... două personaje de aia. Da, de trend, dar nu de aia. Nu. Era... am eu obsesia asta. Era foarte... nu știu, dar am scris undeva foarte mult despre chestia asta. Nu mai mă amintesc de ce... O să căutăm. Dar vreau să-ți dau o provocare acum. Nu știu acum ce a fost. Radu, vreau o provocare în direct. Acum îți spun, de exemplu, urmează să montez, facem de imaginație, sigur că da, într-un scenariu. Se montează capra cu treiez, Radu. Tu montezi capra cu treiez. Vreau să faci distribuția ideală pentru această piesă, capra cu treiez. În România? În România. În teatru sau free? Nu, free. Ah. Deci capra cu treiez urmează, mare boom, să investezi bani, eu vin cu banii de la emisiune. Cu nu pentru copii. Pentru copii, nu. Nu, capra cu treiez, acum eu știu cum vrei tu să o montezi pentru adulți pe canalele XXX. Nu știu, depinde cum vezi tu, ai toate liniile. Pe canalele alea e un fel de distribuție. Dacă este altfel, e un alt fel de distribuție. Tu zici distribuția, dacă noi după aia vedem pe ce canal o punem în funcție de... Dacă e pe canalele alea, Manole, e foarte greu să-ți găsești distribuția în teatru românesc. Înțelegi? Ce te înțelegi? Pentru că criteriile nu prea sunt, cum să zic, alea de admitere, nu sunt întotdeauna... Uite, deja aici s-a dat niște sugestii. Ilona Capra, Marius Lupu, de exemplu. Dar a scris cineva aici. Deci, pe cine? Adică pe ce ai spus metodic? Marius, știi destul de bine că eu am vrut să te fac Scufița Roșie, parcă, nu? Nu era Scufița? A, nu, în Fetița din... Sau cum se cheamă? Fetița Metalică. Cum? Fetița Metalică. Aia, exact. Tu trebuia să joci. Era un fel de Scufița Roșie. Ce joacă exact. Dorina Chiriac. Bine, tu exact. Trebuia. Am încercat și pe tine. Ne-am dat seama cu toți, inclusiv tu, că era... Nu, exact, dar, și Dorina e absolut fabuloasă acolo, dar ai fi bine de Scufița, nu Lup, niciodată, Manuel. Mă, eu vorbesc, capra cu treiez, nu este Scufița Roșie în capra, sau nu se face, vrei să faci mesajul ăsta de povești? Eliza și lebedele. Manole, deci capra cu treiez, nu se-aș da. Uite, noi acum ar adus, dăm un... De la Lup mi s-a tras. Nu ți-aș da lupul, ți-aș da... E de ăla mai mic, no, ce să zic, că tot joci copilași de ăștia. Dar de ce nu vrei așa cu scârbă de parcă n-aș fi meritat să fiu în distribuție? Nu, Manole, dar niciodată nu, știi că nu ți-am dat lor de lup. Nu ți-am dat lupi, înțelegi? Da, dar poate să fie un lup mai insinuant, un lup mai pervers, un lup mai mitocan, un lup... Adică sunt... Fii atent, Radu, vei primi acum un casting în direct pentru Edu cel Mijlociu. Va fi bine. Haideți să vedem. Deci Edu cel Mijlociu, rapid te concentrezi pe asta, da? Hai să vedem. Stai să-mi pun ochelarii, că nu văd cine e. Bună seara, eu
Eu sunt pentru Edu cel Mic. Cred că a fost o greșeală, nu pentru Mijlociu. Păi Edu Mic e la mine, Răduleanu. A, e Dan Răduleanu, nu Dan? Dan e? Dan Răduleanu, Dan Răduleanu. Okay. Salut, aia mă gândeam. Bună seara. Eu aș vrea Edu cel Mic, pentru asta m-am pregătit. Sigur, bun, dați pe Edu cel Mic atunci. Ce-ați pregătit? Are aria de final. Aria de final, e foarte bună. Doriți cu orchestră, doriți a capela, doriți în capelă. Intrarea mea e după Edu Mijlociu, deci dacă ai putea tu să faci Q, altfel nu poți. A, ok. Îți dau eu ultima replică. Da, da, da. Deci cum okay. Se termină monologul tău? Aha, la mine se termină așa. Mamă, 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 și am dispărut, am intrat în culise. Sunt foarte inhibat de prestația ta. Nu știu ce să fac acum. Ia-o preia de la mine, preia de la mine vibe-ul ăsta bun. Mai dă o dată, reu. Și acum, Ilona, dacă poți să intri și tu cu o capră la cvintă sau la terță. Hai. Radu, eu zic că merge așa, adică să fie Duminic Mijlociu și capra mare. Eu zic că ne-am încadrat dacă e. Cine să fie capra? Păi, Rădulescu. Nu. Nu? Eu? Nu, mă, alege tu. Că în contextul ăsta, dacă el intră pe canalele alea, Radu, de care povesteam, nici nu mai contează cine e capra. 50 și... A zis cineva. Să se numească 50 Shades of Capra. Exact. Ce? Uite, Radu spune că e un banc în fiecare seară. Asta e rubrica lui, are un banc în emisiunea noastră. În fiecare seară are niște bancuri foarte bune. Dan spune că e un banc, Radu. Ești dispus să auzi? Sunt niște bancuri atent culese, studiate, probate pe un public țintă. Deci nu sunt, poate părea că sunt spuse așa la plezneală, dar nu sunt deloc. Deci e multă muncă în ele, în culegerea lor și vă rog să țineți cont de asta, da? Da, da. Bun. Nostradamus își certa câinele. De ce o să faci pipi în casă? Bun. Mai departe. Mai ai? Mai ai? Mai suportat? Da, 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 da. Hansel și Greta. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat. E bun. Așa. Sunt și acum am unul, cum să spun, apoteotic, după acest preambul. Da. Pentru asta vă trebuie niște minime cunoștințe de chimie. Deci le avem. Da? Da. Vă credeți că domnul Afrim a fost și profesor, poate. Sigur, a nu fost de franceză, dar are. De franceză? Eu știam că de limba română? Și sau? De română, de franceză. A trecut și a dat și cu nasul pe la fizică, dar nu. Okay. Deci, urmează. Oxigenul și potasiul și-au dat întâlnire. Se pare că totul a fost ok. Hai, ieși afară. Ieși afară. Nu, stai un pic, trebuie să fac disclaimer-ul. Ok, simbolul chimic de la oxigen e O și de la potasiu e K. Deci asta e. Am înțeles, da. Dane, dacă ai fi, lasă-l un pic că vreau să-l întreb. Dacă ai fi fost, dacă ai vrea un rol de la domnul Radu Afrim când, în toate spectacolele în care ai văzut de ale lui, da, pe care l-ai văzut, care rol ai fi vrut să fie a tău? Adică să zici, bă, uite, ăsta mi-aș plăcut să-l joc. Dacă e să o iau cronologic, eu mi-aș fi dorit foarte tare să fiu un De ce fierbe copilul mămăligă, dar eram foarte mic atunci. Dar așa. Ăla a fost primul meu contact cu piesele afrimești. Așa. Și mi s-a părut foarte mișto ce făcea Bartoș acolo. Ah, da, Bartoș era un copilaș, era colegul de școală al Pavel, era colegul de clasă a fetiței ăleia și după aia era și tatăl lui ei incestuos, mi se. Da, ăla era Ionel Mihăilescu, tatăl. Da, pe
Pavel, vezi, eu uit totul, eu uit spectacolul, asta e. Dar Pavel era foarte haios, cânta, dansa și tu fiind copil, sigur că na, era catchy pentru copii personajul a colorat de hereasca. Bine, dar mie mi-a plăcut piesa cu totul și Adriana Trandafir făcea un rol foarte frumos acolo. Aș lua premiu pentru rolul ăla, la Tuniteru. Da, a luat premiu că a dat afară, nu? Sau nu atunci, nu? Pe cine? Pe Adriana. Cum? Nu mai știu. A apare pe Adriana Laudeon cât anul ăla, cred că, după ce a luat Uniteru. A, Adriana, da, a plecat că avea colaborare la televiziune și a fost, s-a înțeles cu directoarea, da, e adevărat. Atunci, alt rol, domnul Radu, Danu Rădulescu? Alt rol și că m-ai întrebat și cu superstițiile astea, nu cred că e bine să-ți dorești un rol anume, deci mi-e greu să spun. Dar doamna Ilona, dumneavoastră, din toate rolurile feminine pe care le-ați văzut etalate de domnul Radu Aflin? Mie mi-ar plăcea să joc, mă rog, mi-ar fi plăcut că acum, na. S-a dat. Mi-ar fi plăcut ce face Liliana Ghiță, între noi e totul bine. Foarte greu. E foarte tare. Greu. Mulțumim, Dan, hai că mai stăm puțin cu Radu, că bine. Radu este asta, că... El Dan Rădulescu, 34 de ani, sunt liber pentru zilele de filmare. Perfect. Vă sunăm noi, da? Bine. A, Dan, ultima întrebare, a cui e tripticul din spatele tău? Este un pictor român care se numește Sorin Dumitrescu. Mulțumim frumos. Da. Bine. Mulțumim, că ai greșit numele, dar nu contează. Bine. Pa, pa. Da. Salut. Da, Radu, e inflație de actori. Cum faci tu să faci casting pe toată lumea asta? Că suntem mulți actori. Unul mai de Doamne ajută decât altul. Băi, să știi că toată lumea până la urmă observa că se cam descurcă cât de cât. Și nu uita, Manole, ce probleme avem că actorii mai și refuză să joace. Înțelegi? Deci chiar tinerii refuză să joace, chiar colegii tăi refuză să joace. Tinerii tăi, colegi angajați în teatru refuză să joace. Ia să-mi dai, te rog frumos, să-mi lași o listă, să-mi dai o listă. Nu dăm nume aici, că nu e. Nu dăm o listă acum, că pe mine eu n-am tată, n-am mamă. Nu, Manole, aici sunt niște probleme foarte serioase și n-are rost să discutăm aici, dar... Nu știu ce să zic, sunt mulți. Cineva te-a întrebat o întrebare foarte frumoasă, care ține de cultură și îmi place asta foarte mult. Care e piesa ta din teatru românesc preferată, în afară de Năpasta pe care ai montat-o și în afară de... În afară de ale mele. În afară de ale tele pe care le-ai montat. Piesa care se joacă acum, oare? Nu, din literatura noastră. Ah, textul. Da, Wow. Oare care ar fi? Patima Roșie sau de sub ulmi? Nu, Patima Roșie. Nu, am început, să știi că am început să facem Patima Roșie și am lăsat-o după săptămână că nu mi-a mai plăcut. Nu. Am început. Citeam cu actorii la masă. Hai să văd care îmi place dintre piesele românești. Și aș vrea să... Mai, totuși, sigur că cel mai bun dramaturg român e Caragiale. Asta este fără doar și poate și s-ar putea în iarna asta să fac prima dată o comedie de Caragiale în viața mea, neplăcându-mă atât de mult și am zis-o peste tot, dar probabil că chiar de-aia o să pot să lucrez pe el. Eu n-am prea râs foarte mult la Caragiale. Oare ce piesă îmi place, Manole, ajută-mă un pic, că acum nici nu-mi vine. Știi de ce e greu? Pentru că eu pun în general, eu dramatizez romane românești. De exemplu, Bușulenca, îți place? A? Bușulenca, biata de apena cu teatru. Să știi că... Nu teatru, putem să facem, de exemplu, Felix și Otilia, putem să facem, să dramatizăm. Asta este, nu sunt piese, asta ziceam, că mie îmi place literatura română clasică foarte, foarte mult, nu doar cea clasică, și tot dramatizez și acum am dramatizat Radu Tudoran, Orașul cu fete sărace, o proză incredibil și sunt sigur că multă lume n-a citit. Și Enigma Otiliei e un super roman și chiar m-am gândit la Enigma Otiliei, dar știi cine a scris piese de teatru? Și m-am dus cu mare speranță la ele, pentru că ea, ca și romancieră, e genială, Hortensia Papadat-Bencescu. Și am citit piesele și am fost dezamăgit din păcate. Eram că am găsit o mină de aur cu Hortensia Papadat-Bencescu, dar nu se ridică la valoarea... Mi-a plăcut sonată din Coadă de pian sau cum se chema, era foarte frumoasă. Da, nu numai aia, dar și altele. Balaurul, care e tot despre primul război mondial, despre asistente, despre sorile medicale din primul război mondial.
foarte intimistă și frumoasă și post-dramatică cumva pentru vremurile astea în care va trebui să facem teatru destul de altfel decât până acum, fără prea multă relație. Și har Domnului, există piese extraordinare în două personaje, între personaje străine, netraduse la noi, contemporane, extraordinar de bune, pe care eu până acum nu le-am pus în scenă pentru că întotdeauna mi se spunea, dacă vii să montezi, te rog eu mult să folosești mulți actori din teatru, și nici măcar nu le citeam pe alea cu puține personaje, pentru că îmi părea rău că nu o să le pot pune în scenă. Ei, acum au venit vremurile în care le vom face. Chiar discutam că o să începem să facem un fel de film, teatru, dar nu asta cu Zoom, așa, o altă metodă, mai bună puțin. Da, vedeți, asta nu știam. Ba da. Uite, care este poetul tău preferat? Știu că tu citești poezie multă. Poetul meu preferat român? De poezie, da. Poetul meu? De poezie. Nu, hai mă să-mi pun ochelare că tu ce zici acum? Da mă, poetul preferat. Păi este Baudelaire, pentru că eu la filo... Și de ce? Am îndrăgostit foarte tare de Charles Baudelaire, pentru că, bine, am făcut filologia la limba franceză, dar e poetul datorită căruia am ieșit eu prima dată în Occident, că am avut o bursă Tempus în 92 și am stat 6 luni la Bruxelles, pentru că la examenul pentru acea bursă a fost un poem, de comentat un poem de Baudelaire și foarte mult l-am iubit de atunci, din momentul ăla. Dintre poeții străini de Baudelaire, dintre românii contemporani, sunt foarte multe. Uite, chiar acum zilele astea este scandalul ăsta cu Gabriela Melinescu, pentru că s-a scris un articol în Libertatea, un articol care nu e rău, dar, mă rog, s-au atins niște probleme, într-adevăr, de... sensibile. Și ea este o foarte bună poetă și necunoscută. Și din generația ei mai sunt Ileana Mălăncioiu. Tinerii când ești tânăr nu prea ai chef să stai să citești poezie. Și din muzica populară ce preferați? Adică ca cântăriți de muzică populară, adică ce aveți preferat? Tu glumești, însă nu mă mai luam de râdere. Există. Eu mă uit pe. În general, am căutat și există și pe YouTube niște canal de arhivă, niște foarte bune de arhivă de folclor. Și acum lucrând la Iași, piesa asta cu basarabeni, cu moldoveni, am căutat foarte multă muzică de arhivă care nu are legătură prea mare cu ce se cântă astăzi peste tot în țară. Tot ce vedem noi la televizor, muzică populară, nu este folclor autentic. Tot ce este Nu, și nu mă refer, Manole, la Manele, mă refer la ceea ce noi credeam că... Nu la Manole. Nu, eu mă refer la ceea ce este cu orchestră mare, o orchestră de nu știu câți oameni acolo, cu omul ăla din Basarabia care vine și dirigează. Asta nu este autentic, astea sunt prelucrări. Adică țăranul român n-a cântat niciodată decât cu o vioară și cu un țambal și cu... nu a avut așa ceva. Deci asta nu este muzică populară, nici vocile care sunt astăzi la televizor nu sunt bune. Femeile astea care... deci nu mai cântă lumea bine. Deci sunt foarte rar cei care au voci și care au uite cum erau femeile pe care le-am avut noi în Pădurea Spânzuraților. Doamna Purja. Dar sunt oameni care nu ies, era Teodora Purja cu Fisa. Sunt oameni care nu ies în față pentru că și în televiziuni, ca peste tot, există un sistem destul de bolnav de selecția valorilor. Nu, și știu pentru că cunosc oameni care încearcă să se lanseze și în muzica asta populară. Eu numesc muzica naturală, că este muzica în care se potrivește foarte bine cu, mă rog, cu păsări, cu tot ce este în aer. Dar cu avioane, cu planoare, sunt zgomote care nu deranjează ca o formă. Cu zmeie. Da, deci eu asta am avut de spus, cu muzică populară, am ascultat că te încarcă așa într-un fel, dar nu populară, că populară de aici începe greșeala. Deci populară... o întrebare dumneavoastră ție care ți-o răsplac de desubturile mai mult? De desubturile semantice sau... Semantice, spun că la asta mă refer, la tot timpul eu lucrez mult pe semantică și mă bucur că am intrat în această... Da. Să știu că îmi place când un spectacol poate fi citit și la suprafață și foarte multă lume în sală vine să simtă și să vadă primul nivel, nu de desubturile unui spectacol. Și chiar mă enervează când lumea caută și tot întreabă toată lumea și pe Facebook ce ai vrut să demonstrezi în scena aia, ce filmez. De multe ori mi-au venit niște gânduri, niște mesaje fără să aibă un
și nici nu trebuie să aibă un subsol. Dar și Tarkovski, îmi pare rău că mă compar, dar și Tarkovski spunea lucrul ăsta: oameni buni, lăsați. Dar spuneau suprarealiștii: titlul este 0,001 adevăr din tablou. Nu există. Există de multe ori feeling și te lași duș de feeling, că asta, viața e scurtă, ce să spui atâtea întrebări și atâtea probleme? Nu are niciun sens. Ori îți place, ori nu îți place. Dar da, sigur, știi că lumea aștepta mult asta cu Tarkovski și așteptau toate explicațiile. Știi cum este, asta e o deformație de manual. Ce a vrut să spună poetul cu poezia, prin poezia asta? Adică în momentul în care știm cu toții, te-a pus să explici o poezie, s-a dus naibii. Deci nu există așa ceva, să explici poezia. Aia erau greșelile cu care au fost traumatizate generații. Dar Rădulescu, că el explică bancurile. Și am spus: doamne, nu mai explica bancurile, că nu se face. Uite, trebuie să intre de sunt oamenii a căror față cer ca bancurile să fie explicate, înțelegi? Probabil noi ceream asta, știi? Da, Dane, ești pe recepție. Pune. Mă gândeam că aș putea să joc și în Călăuza, dacă se pune cândva curând, eu sunt liber pentru perioada de repetiții și pentru... Băi, hai să te miri, e un trend. Ăsta e un trend foarte serios în Occident, filmele astea cult care se pun în scenă, în teatre, într-o viziune total wow, știi? Se pune și la noi, s-au pus de câteva ori, poate mai puțin inspirat, dar se pune. Când eram eu în Germania, se era Elena Veva al Fellini, la München se pusese în scenă. Foarte interesant. Tot pe subiectul ăsta, tot legat de subiectul ăsta cu Susan Sontag și cu toată zona asta elitistă și ușor inflaționistă. Radu, ce sporturi îți plac? Ce sporturi? Da. Să văd sau să facă, nu mai fac niciunul. Încă în copilăria mea am făcut patinaj, mergeam cu patinile tot timpul, dar iarna, evident. Badminton am făcut. Și noi patinaj de multe ori. Asta cu bicicleta e sport? Nu. Că te duc pe dealuri, pe dată mă duc pe dealuri, mă, pe E un fel de mountain bike, dar mă îndoiesc că tu ai bicicletă de mountain bike. Cred că e cățărarea artistului sau se cheamă altfel sportul ăsta pe care îl practici tu. Patinaj patru și noi, adică și Ilona de multe ori patinează pe lângă partituri, cred că ați asta, adică pe lângă roluri și eu am mai patinat, pe lângă scenă mai patinez, da. Domnul Dan, aveți un banc, că noi trebuie să intrăm în direct la Digi24 și suntem cu domnul Afrim, suntem... Uite, are iertați-mă, nu vă mai rețin. Simt că nu l-am convins cu ultimul banc și mai am unul așa să punctez finalul emisiunii, dacă îmi permiteți. Da, sigur. Un muzician intră într-un restaurant italian și își ia o pizza cu semiton. Vă mulțumesc! Ai luat, practic ai luat castingul. Tu așteaptă telefonul nostru. Bine, ok. Ieduce mic, lupul, capra, orice. Da. E și focul cu el. Da. Radu, tu ai nimerit aici într-o emisiune de nebuni. Așa ai nimerit tu într-o emisiune de nebuni. Da, dar e mișto, știi, acum eu nu am luat. A refuzat cineva de mai anunțat astăzi. Nu? Nu. Noi cu Ilona suntem doi oameni puturoși. Am înțeles. Până la trei, când ne trezim noi din ale noastre, zice: băi, Ilona, pe cine luăm în seara asta? Eu, sincer, l-am întrebat pe Marius când mi-a zis că vii, l-am întrebat: mă, da, tu i-ai trimis ceva, adică știe despre ce e vorba, să nu creadă că... Dar ce credeai că mă apuc acum să... Ce crezi că am trimis eu? Ce emisiune am trimis eu lui? Cu Cătălin Ștefănescu, normal, să pară că... Să pară că suntem o emisiune elitistă, vorbeam un pic cât de cât de ce avea pe în casă domnul Iureș, dar măcar atingeam un subiect artistic. Normal. Apropo de chestia asta, pe cine inviți? Când m-a invitat Grigore Leșe la el, la emisiunea pe care o are el la televiziune, eu speram și chiar doream să fiu cu un taraf, cu ceva, cu niște gipsii, cu ceva, maramureș, ceva. Băi, și mi-a adus doi de la conservator să fie cu mine în studio, unul la chitară și unul la flaut, că a zis că să fie o chestie mai cultă dacă sunt eu. E așa și tu mi-ai dat emisiunea cu Cătălin Ștefănescu. Păi, ești sigur că aia e zona mea? Eu n-aș fi așa de sigur. Radu, eu am încercat eu aia cu Cătălin Ștefănescu m-am plictisit îngrozitor, dar am vrut să o dau pe aia cu șerii. Dar și tu trebuie să direcționezi omul în zona în care așteaptă lumea să râdă, să nu știu ce, înțelegi? Toată lumea așteaptă să râdă. Așa. Toată lumea de-a live-ii nu vreau să le dau să râdă, că eu vreau să contrazic publicul. Eu lupt împotriva consumismului, împotriva superficialității.
superficialitățile comerciale. Eu sunt un actor care cred că n-am pus piciorul în viața mea pe o scenă comercială. Dar de mine să fie. Eu să, să fiu sigur că o să pui de acum, asta liniștit. De acum o pun, dar până acum am zis. Ai văzut că e frumos întuns, Radu? Vai, ești groaznic, ești oribil. Nu este adevărat. Da, da. Cu părul ăsta pot să fac nenumărate personaje. Pot să fiu așa, pot să fiu cu cărare pe mijloc, pot să fiu așa, pot să... Hai, la Marius, le-ai făcut pe toate, nu mai, le-ai făcut, gata, eu le știu. Dacă nu mai joc nimic în teatru român. Gata, sunt gata, nu mai. Radu, nu pot cu ea, că nu pot. Da, Radule, trebuie să întrerupem. Dacă vei vrea vreodată, te plictisești acasă și vrei să mai intri pe niște subiecte de literatură, eu aici am în spate cărți, sunt, asta e tot ce citesc eu, tu mă știi, am pe două etaje cărțile. La tine acasă ești? Nu, nu, sunt în studio. Ah, ok. Da, sunt în studio la TVR. Am înțeles. Cu Kaufland și Kaufland ne-a organizat un studio. Ok. Da. Suntem pe curma succesului. Uite, chiar Salvador, n-am abordat subiectul ăsta care mă și roade pe mine, Salvador Dalí. Dar hai că mai vorbim, am multe subiecte, Radu, pe care chiar vreau să ne contradicem, să ne... Dalí e foarte comercial, nu lovești cu asta. Nu, nu. E comercial, nu. Uite, vreau să abordăm și subiectul Biblioteca Națională, că vreau să fac un pic de ordine acolo. Voiam să iau un pic Muzeul Țăranului Român la Fonfonit. Voiam, aveam multe, multe, Radu, multe. Vreau să te văd director într-un teatru, dar hai că mai vorbim despre asta. Da. Bine. Hai, te pupăm, Radu. Mulțumim tare mult, Radu. Mulțumim din suflet. Pa, pa, vă pup. Ciao. Pa. Pa, pa. Doamne. Pa, Radu, pa. Pentru că nu mai avem timp să-l băgăm pe Dan, ne transmite că e banul este același. Da. Mulțumim. Ilona, te văd pe ciclă. În 10 minute trebuie să intrăm. Eu n-am Skype-ul, nu știu cum să fac. 10 minute, în 3 minute la și un sfert am vorbit. N-am cum. Unde e? Pe ce ți-au trimis mesajul? Pe WhatsApp. Instalează-ți Skype-ul repede, Skype-ul pe laptop. Am înțeles. Dragi spectatori, și bani a fost puțin, și domnul Afim a fost cum a fost. Așa e, noi suntem când ne întâlnim cu oameni valoroși, ne blocăm. E emisiunea așa cum se întâmplă. De bea acum pe Digi24 vreau să dau tot. Mulțumim, Kaufland, pentru atenția asta ce am mâncat eu astăzi, că a fost foarte bun. Hai, Franco. Da, și eu mulțumesc din suflet. La revedere. Așa, să încep să citesc. Vreau să spun că tot ce s-a discutat până acum pe canalul ăsta este o propagandă. Și Marius și Ilona sunt oamenii lui Bill Gates. Bill Gates, care știm cu toți, este nepotul... Căutăm atenție, vrem doar să crească riciu. Chiar de ne vezi în chiloci, noi suntem la serviciu. Avem vin și suntem cam afumați și ne-am propus să cucerim 10.000 de congelați. Facem și bartere și give it away. Dăm de pomană și pentru bărbați și pentru femei. Primim orice fel de sponsorizări din România, USA sau nu știu care alte țări. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhul. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Săraci în portofel, dar mai bogați cu duhu. Welcome us in our home. This way we won't be alone. Welcome us in our home. Că suntem influenceri, ni se duce buhu. Stimați congelat, invitați! El nu e Otelo, ea nu e Dezdemona, sunt doar Marius și Ilona.